Excelențe, domnilor ambasadori, stimate domnule director Organizației Mondiale a Sănătății de Țară, domnul Igor Pocanevici, stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass media, participăm astăzi la un eveniment foarte important, un eveniment de donație de echipamente medicale pentru instituțiile spitalicești. Sunt niște echipamente așteptate, care sunt foarte necesare în contextul situației epidemiologice agravate în Republica Moldova. Sunt echipamente așteptate de pacienți, sunt o gură de aer pentru cei care sunt internați în stare gravă în spitalele din țară. Imediat după acest eveniment, toate concentratoarele de oxigen în număr de 300, toate pulsoximetrele în număr de 1200, toate ventilatoarele pulmonare în număr de 5, donate cu mare generozitate de Uniunea Europeană, cu suportul enorm al Organizației Mondiale a Sănătății, vor ajunge în țară. Deja instituțiile medicale vin către Institutul de Medicină Urgentă, principalul recepționar a acestei donații, pentru a prelua echipamentele și pentru a fi utilizate. Am zis că sunt importante. Sunt importante deoarece avem în ultima perioadă mulți pacienți gravi cu COVID-19, pacienți care stau îndelungat în spitale, în stări critice, care au nevoie de aceste echipamente și este foarte important pentru toți și vă rog și fac un apel către mass media de a aduce acel mesaj către populație, de a respecta măsurile de protecție, de a evita aglomerația, de a se spăla frecvent pe mâini, de a purta corect masca, să asupi gura și nasul pentru a diminua răspândirea infecției COVID și pentru a diminua cazurile de îmbolnăvire. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată, mulțumesc Uniunii Europene pentru acest gest frumos, tuturor celor parteneri care contribuie la suport permanent în adresa Republicii Moldova. Mulțumesc tuturor lucrătorilor medicali pentru munca enormă care o fac zi de zi. Și cel mai important, mulțumesc Organizației Mondiale a Sănătății, care este tot timpul alături de noi, cu recomandări, cu ghidaj și cu suport pentru identificarea mijloacelor necesare pentru instituțiile noastre din țară. Fiți în siguranță, rugăm foarte mult respectarea măsurilor, sănătatea este prioritate. Dragi colegi, îmi permiteți să ofer cuvântul domnului ambasador al Uniunii Europene, Peter Mihalcu. Bună ziua, stimată doamna secretar de stat, stimate domnule reprezentant Organizației Mondiale a Sănătății, stimate coleg, domnul consilier pentru dezvoltare a Ambasadei Germaniei, stimate domnule director, stimați lucrator medical, stimați reprezentanță mass mediei, dragi prieteni, pentru mine este deosebită onoare de a fi prezent astăzi la acest eveniment în cadrul căruia va avea loc transmiterea oficială sutelor de concentratoare de oxigen, sutelor de puls oximetre și ventilatoare procurate de către Organizația Mondială a Sănătății din fondurile alocate de către Uniunea Europeană în cadrul inițiativei implementate în țările Parteneriatul Estic Solidar pentru Sănătate și de Germania cu contribuție generoasă bilaterală. Stăm aici încă o dată, împreună, echipa Europa în ajutorul pentru oameni din Republica Moldova. Valoarea totală a echipamentului livrat astăzi constituie aproape 14 milioane de lei.
Uniunea Europeană și statele membre ei au mobilizat toate mijloace pe care le au la dispoziție pentru a susține consolidarea sectorului de sănătate publică și pentru a atenua impactul socioeconomic pe care epidemia provocată de coronavirus o are asupra Republicii Moldova. Obiectivul nostru este de a susține Republica Moldova să țină sub control răspândirea virusului și de a întreprinde eforturi eficace în acest sens, dar și ajuta pacienților și capacităților sectorului de sănătate în salvarea vieților. În acest context, Uniunea Europeană a donat deja echipamente de protecție pentru lucrători din prima linie, dar și dispozitive medicale, cum sunt ventilatoare, monitoare și concentratoare de oxigen. Astăzi, mulțumiri și aprecieri deosebite exprim Germaniei pentru aducerea acestor pulsoximetrilor necesare pentru diagnostica și pentru însănătoșire pacienților. În plus, în cadrul inițiativei Solidar pentru Sănătate, Uniunea Europeană a alocat fonduri pentru a sprijini autoritățile competente pentru a instrui personalul medical și de laborator și pentru a aplica măsuri de sensibilizare a cetățenilor Republicii Moldova. Aceste măsuri sunt extrem de importante, în special în contextul creșterii numărului de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus în Republica Moldova. Într-adevăr, acum mai mult ca niciodată este important să fim solidari și să apreciem eforturile depuse de către personalul medical din prima linie. Iar cel mai bun mod de a face acest lucru este prin respectarea distanței fizice și altor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19. Salut startul campaniei de vaccinare anti-COVID în Republica Moldova și îmi exprim speranța că în curând noi loturi de vaccin anti-COVID vor ajunge în Republica Moldova. Cele 21.600 doze de vaccin donate generos de România și 14.400 doze de vaccin livrate prin intermediul platformei COVAX au permis demararea procesului de vaccinare a personalului din prima linie. În paralel cu vaccinarea, care trebuie și o să ne scoate din pandemie. Trebuie în continuare să respectăm măsurile de protecție ca să fie oprită răspândirea virusului și să ieșim din pandemie mai devreme, să nu o prelungim cu irresponsabilitate. Vreau să menționez că în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană va susține procesul de vaccinare anti-COVID și din punct de vedere logistic pentru pregătirea infrastructurii pentru vaccinare. Încă o dată vreau să exprim mulțumiri Germaniei, mulțumiri colegilor de la Organizația Mondială a Sănătății pentru acest lot de ajutor care este adus astăzi. Uniunea Europeană și întreaga echipă Europa va continua să fie alături de personal medical din prima linie, cât și de toți cetățenii Republicii Moldova. Împreună o să ieșim din această pandemie. Împreună suntem mai puternici. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul ambasador. Oferim cuvânt domnului Achim Motter, reprezentant al ambasadei Germaniei. Okay. Thank you very much. Excellencies, members of the media, ladies and gentlemen, it's very cold, so I promise you to be very, very brief. I'm happy to be with you here today. Let me just take the opportunity to thank WHO and the EU delegations for the very good cooperation. We strongly believe that the pandemic can only be overcome in a joint effort. Deci bună ziua tuturor. În primul rând vreau să mă bucur să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Salutări reprezentanților mass media, domnilor și doamnelor. Este foarte cald, frig astăzi și am să mă strădui să fiu foarte succint.
Vreau să spun că sunt foarte recunoscător pentru asistența și cooperarea minunată pe care o avem împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și Delegația Uniunii Europene. Și într-adevăr considerăm că pandemia aceasta poate fi depășită doar dacă ne unim eforturile împreună. Therefore, we are happy that the German government could again contribute to fight the pandemic in Moldova with the contribution of 600 pulse oximeters. Și într-adevăr suntem foarte bucuroși că de data aceasta guvernul german a putut din nou să contribuie la asistența pentru Republica Moldova prin intermediul acestor 600 de pulse oximetri pentru Republica Moldova. Germany will continue its support for the Moldovan people, especially in our bilateral development cooperation. Și Germania va continua să ofere asistență Republicii Moldova, în special prin intermediul relațiilor bilaterale pe care le avem. We will also continue our support in fighting the corona pandemic and especially the economic hardships related to the pandemic. Și noi vom continua să oferim asistență în vederea combaterii pandemiei de coronavirus și în special în ceea ce privește depășirea deficiențelor și problemelor economice cu care se confruntă țara. Moldova has always been a strong partner in our development cooperation and we will continue with our work here in Moldova. Republica Moldova întotdeauna a fost un partener foarte puternic în cooperarea noastră pentru dezvoltare și vom continua să lucrăm împreună cu ea. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim mult, domnul ambasador. Oferim cuvânt domnului dr. Igor Pocanevici, director de țară al Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova. Bună dimineața! Your Excellencies, Madam State Secretary, representatives of the German Embassy, colleagues in the hospital. It's really difficult to believe that the first case has been registered in the Republic of Moldova a little bit more than a year ago, and now we have more than 180,000 cases. Deci, bună ziua, excelențe, doamnă secretar general, reprezentanții ambasadei Germaniei, colegi medici, colegi reprezentanții spitalului. Este cu adevărat dificil să credem acum că primul caz de corona în Republica Moldova a fost înregistrat puțin mai mult de un an în urmă și acum avem deja peste 180.000 de cazuri în țară. And since the first case has been registered, the international community came together to assist to the Republic of Moldova, to assist to the health system of the Republic of Moldova, to assist healthcare workers and patients. Și imediat ce primul caz a fost înregistrat în Republica Moldova, toți partenerii internaționale Republicii Moldova și-au unit eforturile pentru a veni în ajutorul Republicii Moldova, a sistemului medical din țară și a lucrătorilor medicali, precum și ai pacienților. And today's event is kind of one of the examples of such type of solidarity when European Union, countries of the European Union, and specifically with the support from the German government, came together and to provide whatever was needed. Și evenimentul de astăzi este un exemplu al acestui fapt când solidaritatea prevalează asupra tot. Și atunci când statele membre ale Uniunii Europene și-au unit eforturile, în special în cazul dat, guvernul Germaniei, pentru a veni în ajutor și a livra echipamentul de care cu adevărat este necesar în țară. And the demand for such type of equipment, such oxygen concentrators, its source of oxygen, it's even higher now than it was before, when we had just a couple of patients a year ago, and now we have thousands again of patients in the hospitals. Și într-adevăr, cererea pentru acest tip de echipament, pentru aceste concentratoare de oxigen, este mult mai mare acum, care fiind o sursă de oxigen pentru mai mulți pacienți, și este mult mai mare cererea acum când avem mult mai mulți pacienți decât au fost câtva timp în urmă, când mai multe persoane au nevoie de el. It's kind of cold here today, we are a little bit freezing, but believe me, there are hot places in this country, like these hospitals, when there are healthcare workers who really have to follow and to wear all the necessary gear on the personal protective equipment, and also patients who really need and who are really struggling for life. Și într-adevăr este frig astăzi aici și noi cu toții cam înghețăm, dar credeți-mă că există locuri foarte fierbinți în țara asta, inclusiv acest spital de aici, unde avem lucrătorii medicali care trebuie să poarte tot echipamentul personal de protecție și pacienții care sunt în speranța să le fie salvată viața. And that's why we really have to think. So that when there are more than 800 patients really in a way where in the very severe conditions, when there are more than 300 patients stated in intensive care units,
and there are more than 70 patients on mechanical ventilation. So whether the cost of just wearing the mask, keeping distance, to minimize the social contact. Și într-adevăr trebuie să ne gândim întotdeauna, acum într-o situație în care avem deja peste 800 de pacienți în țara care sunt într-o condiție foarte gravă, peste 300 de pacienți care sunt în unitățile de terapie intensivă și peste 70 de pacienți care sunt la ventilare artificial mecanică, să ne punem întrebări, oare costul ăsta de a purta masca și de a menține distanța și a reduce contactele sociale chiar merităm? And with this, let me please thank again our partners, European Union, Ministry of Health, Labor and Social Protection, for the work that we're doing all together to ensure that health is protected in the Republic of Moldova. Și vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri din Uniunea Europeană, de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru tot lucru pe care îl facem împreună în vederea protejării sănătății populației. And special thanks goes to healthcare workers who are really struggling, who really kind of on the real, real high risk. And even with the availability of vaccines, so we still have long way to go. Și mulțumesc foarte special pentru lucrătorii sectorului medical care sunt cei din prima linie și care sunt cei care luptă în fiecare zi și sunt expuși acestui risc cu adevărat foarte înalt. Și chiar cu disponibilitatea vaccinului acum în țară, încă mai avem o cale lungă de parcurs. The last note, just to ensure that World Health Organization with other UN agencies, with the partners like European Union, will continue to support to ensure that the pandemic, that the all impact, the impact of pandemic is minimized in the Republic of Moldova. Mulțumesc. Și în încheiere vreau să spun că OMS împreună cu ceilalți parteneri ai țării vor continua să ofere asistență pentru a asigura că pandemia este depășită în Republica Moldova și că noi reducem impactul la maxim. Onorată doamna secretar de stat, onorate domnule Michalco, onorate domnule Mitter, domnul Pocăneviç, eu în numele colegilor noștri care sunt aici prezenți, director de spitale, medici, pacienți, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acest ajutor care vine într-o perioadă foarte critică pentru sistemul de sănătate. La moment, cea mai solicitată tehnologie pentru pacienții COVID este tehnologia de producere a oxigenului. Fiindcă numărul pacienților gravi care au nevoie de oxigenare a crescut brusc în ultimele două săptămâni. Și această donație face să ușureze activitatea lucrătorilor medicali. În același rând, vreau să vă zic că această inițiativă, această solidaritate din partea țărilor Uniunii Europene ne insuflă nouă încredere că nu suntem singuri și că împreună vom birui această pandemie. Încă o dată, mulțumiri mari din partea lucrătorilor medicali pentru această donație. Vreau să cunoașteți că aceste oxigenatoare, pulsoximetre și ventilatoare care au fost donate astăzi vor merge în conformitate cu dispoziția Ministerului Sănătății absolut în toate spitalele din țară. Și în regiunea transnistreană. Absolut, în toate spitalele. Deci, fiindcă toate spitalele au astfel de pacienți care au nevoie de oxigen. Mulțumim mult! Я директор.